Bună seara, vă spun la lecția numărul 3 despre secretele Bibliei, interpretarea cabalistică, ceea ce numim noi Biblie sau Tora, primele 5 cărți ale lui Moise, Vechiul Testament, chei de interpretare care ne pot face să înțelegem mai în adânc ce scrie sau a ce se referă, la ce indică în interiorul nostru ceea ce vedem noi scris în textele din Biblie. Am selectat câteva pasaje din această carte, Secretele Bibliei, primul volum, din care o să citim mai multe pasaje și o să încercăm să le comentăm și eu zic să facem și un atelier la finalul întâlnirii noastre, ca să și ne conectăm puțin unii cu alții, pentru că finalmente scopul înțelepciunii Cabala este să creeze această conexiune între noi, care se numește iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, sau cum putem noi să ajungem să fim dăruitori în raport cu cei de lângă noi. Pământul este calitatea egoistă, este natura noastră. Știm deja că aratul trebuie să-l facem cu grijă. Știm de asemenea că apa este principalul nostru ajutor. Apa corectează egoismul, saturează pământul și facilitează condițiile pentru a naște o nouă viață. Viața se referă la calitatea dăruirii, adică folosirea corectă a egoismului nostru în beneficiul altora. Deci tot timpul când vedem în texte scris pământ, înseamnă voința noastră de a primi sau înseamnă calitatea cu care noi ne-am născut. Religia spune asta, că noi toți ne-am născut cu păcatul strămoșesc. Deci la nivel de înțelegere a religiei, toți avem păcatul lui Adam și Eva. Ăsta este păcatul lui Adam și Eva, este de fapt natura noastră, natura cu care ne-am născut. Pentru că copilul de când e mic, chiar din burta mamei, copilul vrea să primească. Suge de la mama, ia de la mama, primește toată atenția, vrea toată atenția de la mama, vrea hrana, vrea tot. El, fiecare respirație pe care o face, vrea ceva de la natură, de la creator, de la mediul înconjurător. Noi așa suntem clădiți de la natură, să vrem. De fiecare dată când citim pământ, înseamnă natura noastră. Egoistă de a primi, voința de a primi. De fiecare dată când citim ploaie sau cer, înseamnă a doua natură noastră pe care trebuie să o construim deasupra naturii cu care am fost noi înzestrați de la naștere. Asta înseamnă procesul de educație care se numește cum din primitor să devenim dăruitor. Cum din a vrea să roadem tot ce e în jurul nostru ca un șoricel, să ronțăim tot ce găsim în jurul nostru, să exploatăm tot ce e în jurul nostru, la a încerca să contribuim la ce e în jurul nostru și să creștem plus valoarea a tot ce este în jurul nostru. Și atunci, tot timpul când vom citi apă sau cer, este aceasta a doua natură care trebuie să ne o construim, sau nașterea din nou, sau învierea, da? Moartea înseamnă egoul. Voința de a primi e moarte, sau întuneric, sau, cum să spun, cădere, sau pierdere. Când tot timpul ne referim la zi, la urcare, la cer, la viață, înseamnă dăruire. Practic, înțelepciunea Cabala ne spune că noi, sau 99% din lume este moartă, deși trăiește, ea este pe pilot automat. Pilot automat care se numește Faraon, Babilon, deci ori Faraon pe de o parte și Egipt, ori pe de altă parte se începe cu primul nivel și o să ajungem aici în text, cu nivelul de Babilon și de Nimrod, regele Babilonului. Și avem nevoie de Avram ca să ne luptăm cu Nimrod și să scăpăm de robia Babilonului, Babilon care este un grad de ego a voinței de a primi, după care avem nevoie de o dorință și mai mare de dăruire numită Moise, care să ne facă să ieșim dintr-un prizonerat al voinței de a primi mai mare decât Babilonul numit Egipt. Nimrod se transformă în faraon, dar dincolo de aceste grade, înțelepciunea Cabala ne spune mai departe că de fapt și Nimrod și faraon sunt tot creator. E forța opusă a creatorului care ne respinge sau care ne creează vasul, dorința de a primi, ego-ul, cliu, ca noi să fim în stare să umplem vasul acela cu mai multă lumină de la creator. Și aceea creatorul tot timpul ne pune în balans cu două forțe, de respingere și de atracție. Faraon și creator sau Nimrod și creator. Dar finalmente, când vedem lucrurile și mai adânc dincolo de aceste două fațete, vedem că de fapt nu este nimeni afară de el.
Deci faraonul și Nimrod sau Babilonul și Egiptul sunt tot stări ale lui sau sunt modul în care el lucrează cu noi prin aceste stări de respingere, care de fapt sunt tot în beneficiul nostru, cum este de fapt și toată căderea de care am vorbit, de căderea lui Adam. Bun. Ce se întâmplă atunci când egoismul, când corectezi egoismul sau chiar când începi parcurgerea procesului de corectare pas cu pas? Deodată începi să observi lucruri pe care nu le-ai remarcat până mai ieri. Prin această lume imaginară începi să vezi adevărata lume, care a existat întotdeauna în jurul tău, o lume plină de lumină, iubire și durere reciprocă. Lumea ce va avea să vină. Deci noi tot timpul suntem splitați între două lumi. Lumea aceasta în care ne-am născut, definită ca voință de a primi, ego, păcatul strămoșe sau natura noastră cu care am fost creați, și tot timpul a doua natură, care e mai anumită lumea ce va avea să vină, sau împărăția cerurilor, sau grădina Edenului. Din păcate, noi în subconștientul nostru și în înțelegerea noastră, noi o proiectăm în afara noastră, gândindu-ne că noi trebuie să murim ca să ajungem în grădina Edenului sau în rai. Că noi trebuie să murim fizic ca să ajungem în împărăția cerului. Pe când înțelepciunea Cabala ne spune că toate aceste stări sunt stări de conștiință. Sunt drumuri interioare trasate prin niște cuvinte exterioare. Egipt, deșert, Israel, faraon, Moise, 10 plăgi. E un drum pictat în mecanisme fizice, încercări fizice, întâmplări, evenimente geografice, istorice, dar care, ele de fapt toate sunt în interiorul nostru și noi toate trebuie să le developăm în interiorul nostru. Și aici este minunăția când începem să percepem aceste secrete, că de fapt toată Biblia vorbește despre mine doar. Sunt eu și Creatorul. Biblia este mesajul Creatorului pentru mine și fiecare trebuie să o ia la fel. Și să înscriem toată Biblia asta în noi, toate aceste drumuri în noi. Așa, mergem la alt fragment. Și frumos spune, natura ta egoistă născută se numește pământ sau linia stângă. Creatorul, apa, eu aș spune aici și cerul, este dăruirea absolută, linia dreaptă. Deci noi tot timpul suntem între aceste două linii. Și noi scopul nostru, deci pământ și cer, linie stângă, linie dreaptă. Noi tot timpul trebuie să ne creăm pe linia de mijloc între ele. Și să învățăm să primim, deci luăm linia stângă, ca să dăruim. Luăm și linia dreaptă, deci ne folosim de ambele linii. Și creăm tot timpul linia de mijloc. Și învățăm să lucrăm și cu faraonul, că asta este minunată înțelepciunea Cabala. Ne învață să lucrăm cu toate sentimentele negative. Cu toată ura, tot întunericul, toate problemele. Ba mai mult, cabaliștii zic, Doamne, dați-mi toate problemele. Dați-mi toate problemele lumii să le înghit în mine și să le scui pe afară ca și rezolvări. Dați-mi să înghit tot întunericul ca să îl acopăr cu lumină. Și până la urmă, lucrurile merg mai adânc în înțelepciunea Cabala și cabaliștii își dau seama că ei au nevoie de întuneric. Adică ei ajung în nebunia lor, între ghilimele, să se bucure de probleme, să se bucure de suferință, să se bucure de ura care se revelează în relația dintre oameni, pentru că își dau seama că au oportunitatea de a acoperi cu dragoste. Și spune, Creatorul mă pune din nou la încercare, îmi dă sentimente de a îl urâ prietenul, de a respinge lumea, de a o critica și îmi dă oportunitatea în aceste sentimente să creez sentimente deasupra lor ca o ploaie care acoperă pământul, ca o binecuvântare care vine din cer și acoperă totul cu dragoste. Și cabalistul trebuie să stea 5 secunde, 1 minut, 5 minute în ură și să acopere cu dragoste. Deci să nu meargă ura aceea un an, 2 ani, o viață întreagă să-l macine de interior. Și atunci se schimbă toată realitatea. Unde vedeam probleme, vedem oportunități. Unde vedeam întuneric, vedem posibilitatea de a acoperi cu lumină. Și atunci toată viața noastră se schimbă și vedem cum funcționează și cum ne ghidează Creatorul. Și ne dă Creatorul o problemă și noi iară lucrăm cu ea și mai ne dă o problemă mai adâncă și iară o acoperim cu dragoste și avem scara asta pe care o urcăm. Că urcăm pas cu pas și avem nevoie și de piciorul stâng și de piciorul drept și de piciorul stâng și de piciorul drept. Astfel evoluăm, că n-avem cum să evoluăm numai în bine. Că dacă ar fi numai lumină, numai zi,
n-am ști că e zi, n-am ști că e lumină, n-am avea cu ce să comparăm. De aceea noi tot timpul, toată viața comparăm între întuneric și lumină. Și așa funcționează lucrurile. Asta ne învață înțelepciunea Kabbalah și asta ne criptează prin tot ce înseamnă scrie din Biblie. Așa. Un text foarte interesant, să-l decriptăm. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. El va stăpâni peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ. Ce vrea să zic aici textul? Că doar nu o să zică textul că l-a făcut pe om și l-a pus să stăpânească peste pești. Ce înseamnă asta? A stăpâni peste pești, peste păsările cerului, peștii mării, păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și tărătoarele de pe pământ. Deci omul, ca om, atunci este om când stăpânește peștii, păsările, vitele, pământul. Eu sunt om în măsura în care îmi stăpânesc animalul. Peștii, tărătoarele pământului, vitele, ce mai spune, păsările. Astea toate sunt în mine. În mine este pământul. Cum spuneam înainte, în mine este tot acest pământ, egoism din care eu am fost creat. În măsura în care îmi stăpânesc pământul și construiesc cerul, eu mă numesc om. Sau Adam. Adam de la asemănător creatorului, Adomele Elion, asemănător cu celui preanalt. În măsura în care nu fac aceasta, nu sunt om. Sunt animal, sunt bestie. Sunt 100% pe pilotul automat al egoului, în care eu n-am liber arbitru, numai să urmăresc morcovul din fața mea. Că morcovul înseamnă o femeie frumoasă, că înseamnă bani, că înseamnă onoare, putere, mâncare, orice altă dorință acestei lumi materiale, am morcovul în fața mea, nu mă pot desprinde de natura animalică și chiar dacă nu fac fizic, cum să spun, jefuirea băncii, violarea femeii sau sexul cu femeia sau furtul banilor, sau așa, le fac mental. Dar eu, din punct de vedere al Kabbalei, mental făcându-le, le-am făcut. Nu contează a face în sine actul fizic. Dacă le-am făcut mental, cum spune și Iisus, dacă ai poftit-o în mintea ta, deja ai păcătuit cu ea. Se referă la femeie, mă rog, nu trebuie să luăm ad litram, dar ceea ce e de subliniat e că atâta timp când noi nu ne obiectivăm față de dorințe animalice, care spune aici, să stăpânească, deci atunci ești om, atunci am făcut om, l-am făcut om, deci sau creator ne face om, cum ne face om? Dându-ne toate problemele astea, dându-ne toate dorințele astea animalice. Joacă de cu ele, ce faci? Ești robul acestor dorințe sau ești deasupra lor? Te controlează ele pe tine sau le controlezi tu pe ele? Și te creezi pe tine deasupra lor. Cât timp nu te creezi pe tine deasupra lor, nu ești om, ești animal. Să stăpânească cerul, așa, să stăpânească păsările cerului peste vite, peste tot pământul. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femească. Aici e foarte important ce înseamnă parte bărbătească și parte femească. Și una dintre interpretări este că parte bărbătească este voința de a dărui, parte femească este voința de a primi. Și noi toți avem Adam, este și parte bărbătească și parte femească. Eva este inclusă în el. Problema este că Adam nu este conștient de Eva tot timpul. În măsura în care el începe să fie conștient de Eva și vrea să lucreze cu partea de Eva din el, ce înseamnă partea de Eva? Voința de a primi. Și asta vedem și în lumea noastră. Acum, oricât poate nu ar suna politically corect, bărbatul e făcut să dăruiască. Femeia e făcută să primească. Și fiziologic funcționează așa lucrurile. Da? Bărbatul dă, umple, femeia primește receptacol. Și femeia primește receptacolul tot și dă viață mai departe la copil și naște nouă viață. Îl naște pe bărbat la un alt grad. Copilul bărbatului și tot timpul când vedeți în Tora scris sau în Biblie scris, a avut un fiu, a cunoscut-o pe nevasta lui și a avut un fiu cu ea. Fiul tot timpul se referă la un grad mai ridicat. Adică la un nivel tata, un grad de avansare, când lucrează cu Eva, cu soția lui și se cuplează, face această cuplare între lumină și vas, bărbatul e lumina sau dorința de a dărui, femeia este vasul sau voința de a primi, când este acest, în Kabbalah se numește zivug de AK, lovire prin, cuplare prin lovire. Zivug înseamnă cuplare, chiar are conotație chiar sexuală, HK înseamnă izbire, izbire pentru că este forțe opuse, plusul și minusul, lumina și întunericul, dăruirea și primirea. Sau lumina și vasul, la nivel de ecran, mă rog,
Kabbalah. Și e această cuplare și atunci se lucrează cu cele două forțe, plus și minus. Și ce e omul? Linia de mijloc. Adam este acel om care reușește să lucreze cu ambele linii. Cu linia bărbatului numită dăruire, cu linia femeii numită primire, stânga și dreapta. Deci Adam, indiferent că e bărbat sau femeie, pentru că ambii noi avem aceste laturi în noi, noi trebuie să lucrăm și cu cerul și pământul. E aceeași metaforă. Și vom vedea mai departe cum este încriptată această metaforă în fii, Cain și Abel. De ce sunt doi? De ce se omoară unul pe altul? Și vom vedea exact cum se decriptează. De ce își fură unui fiu, unul altuia, dreptul de întâi născut, da? Esau și Iacob, dacă bine țin minte. Să ajungem și la asta. De ce este acest concurs între ei? De fapt, e concursul între linia dreaptă și linia stângă, între dăruire și primire, ca să vă zic mai dinainte. Bun, după chipul lui Dumnezeu. După chipul lui Dumnezeu, asta trebuie interpretat ca opus, după chipul în oglindă. Dacă Dumnezeu este dăruire, noi suntem primire. Noi am înțeles că după chipul și asemănarea înseamnă că noi suntem... Bun, noi suntem ca Dumnezeu, adică în sensul că noi trebuie să aspirăm la asta, adică să lucrăm pământul cu lumină și cu apă, până când din pământ facem cer, sau unim cerul cu pământul. Așa e după chipul și asemănarea. Nu că am fost făcuți după chipul și asemănarea și suntem Dumnezei. Acolo trebuie să ajungem, dar după muncă. Ni s-a dat o muncă, nu ni s-a dat totul de gata. Munca asta este scara pe care noi trebuie să o urcăm, cum am zis, stângul, dreptul. Să urcăm scara asta de a înghiți tot întunericul sau a ara tot pământul ca să dea rod, să dea viață, să dea plante, să dea viață la un alt nivel. Asta trebuie să facem cu noi. Psihologic vorbind, bine, cu noi și ca să nu fie o muncă din asta abstractă, o verificăm cu cei de lângă noi. Vedem exact dacă suntem în dăruire sau primire cu cei de lângă noi. Ne uităm pe fața lor și vedem exact că sunt fericiți sau nu. Sau reușim să facem beșteți aproapele capetele însuți sau nu reușim. Așa. Cuvântul om, asta am spus, domen, similar cu creatorul. Asemănător în ce cu creatorul? Cu calitățile creatorului. Creatorul este dăruire pură, iubire absolută, necondiționată. Asta trebuie să construim. Asta este, din punctul meu de vedere, asta este scopul vieții. Care e scopul vieții? Scopul vieții să ne ridicăm de la nivelul de animal, de voință de a primi, de egoist. De aici, marea problemă este că noi nu suntem conștienți de nivelul de egoist din noi. Noi, din contră, ce ne spune ego-ul? Eu egoist? No, tu ești dăruitor, tu faci fapte bune, tu iubești. Celălalt are o problemă. Soția, soțul, șeful, colegul de muncă. Asta ne spune ego-ul tot timpul. Deci, el ne păcălește pe noi, ca și cum e vorba aceea, că cea mai tare păcălire pe care o poate face diavolul este să credem că nu există. Bun, el oricum nu există, că tot creatorul lui. Dar am luat sintagma că pare frumoasă și putem aplica la ego. Cea mai tare păcăleală a ego-ului este să ne păcălească că ego nu există și noi nu suntem egoiști, noi suntem altruiști. Când de fapt noi suntem exact invers. El se îmbracă într-un pseudo-altruism ca să ne păcălească și să ne ia obiectul muncii. Că noi trebuie exact ego. Deci noi e foarte interesantă înțelepciunea Kabbalah. Practic, noi ce trebuie să facem? Noi trebuie să ne obiectivăm față de noi înșine, de dorințele noastre egoiste și să ne recreăm la un alt nivel. Deci, asta înseamnă conexiunea de la un alt nivel. Și nu o pot face singur, că dacă o fac singur, o fac tot în ego-ul meu. De aceea iau alt ego, numit Știrban Ciprian sau Tibor, și eu împreună cu alt ego, că îl văd și îl recunosc, că Tibor, uite ce egoist e, vrea să studieze Kabbalah să devină înțelept, nu? Cel mai mare ego, nu? Și atunci, ce să ștea bani, putere, politică? Vrea să fie Dumnezeu, vrea să fie cel mai tare kabbalist. Cel mai mare ego. Și eu îl văd, mă văd pe mine în el. Și atunci, împreună facem un sistem și ne stoarcem creierii și nu mai trebuie să-mi stoarc eu creierii și Tibor, că și-au stor deja kabbaliștii creierul și au scris manualul ăsta numit Biblie. Și au scris manualul ce trebuie să facem, Cain, Abel, cum să luptăm între noi, cum să ne depășim pe noi. Și e un profesor care ne explică, Michael Lightman, și noi punem în practică între noi. Și atunci avem două ego-uri mari care le conștientizăm, că atunci când vin în raport cu Tibor, creatorul are grijă să reveleze între noi tot ce trebuie. Și linie dreaptă și linie stângă. Și iubire și opusul iubirii, disconexiunea. Și noi trebuie să lucrăm între noi și ne vedem egoiști, ne recunoaștem unul pe altul, ca și cum ne recunoaștem frații. Și atunci începem să lucrăm între noi și să ne scoatem unul pe altul. Să încercăm, de exemplu, cum ne poate să ne scoatem unul pe altul?
începe Tibor să zică, dom'le, ești extraordinar, Daniel, ești foarte tare. Și, păi, normal, sunt foarte tare. După care Tibor îmi va zice, dar nu neapărat că vrea el, ci așa e programul care se developează. Ești o catastrofă, Daniel, ești un n-ai pic de dăruire în tine. Asta numai spirit mercantil, că vrei să ne vinzi toate cărțile astea, să faci o grămadă de bani cu editorii. Și zic, da, normal că vreau să fac, vreau să primesc cât mai mult, ca să pot da cât mai mult. Bineînțeles, cineva poate să zică, zice Ștefan Cristian, că asta e o păcălire de ego-ului, cum? Că de unde știu că tu dai? Poate tu vrei să primești, te îmbogățești, așa. Deci se revelează între noi inevitabil catastrofa. De ce? Se revelează ca să ne dea Creatorul oportunitatea să ne iubim deasupra tuturor problemelor care apar. Că vă zice și eu, a, păi Tibor ăsta e ungur. A, de-aia zice că e ungur și de fapt el e pus aici de Victor Orban, să nu știu ce. Deci, nu există limită în ceea poți să debiteze ura între oameni. Dar învățăm să lucrăm cu ea, să o măcinăm între noi. Ăștia suntem noi, sunt niște pietre care se șlefuiesc una de alta. Se bat ele cap în cap, le zic, bă, ok, bă. Asta face de fapt și soțul cu soția, că nu mai pot unul de alt. Băi, cum s-o scoate la capăt? Da, noroc că mai fac copii și atunci se mai anulează ei pentru binele copilului. Și trag o linie de mijloc între ei și între dorințele lor. Asta ne învață înțelepciunea Cabala și ne pune prin aceste texte. Așa. Adam este dorința care a apărut în tine, motivul pentru care continui să citești acest text. Deci apare noi o dorință. Prima dată se numește Adam. După care ea continuă, la un grad mai adânc se numește Noe. La un grad mai adânc se numește Avram. La un grad mai adânc se numește Moise. La un grad mai adânc se numește Iosua, care intră deja în ceea ce se numește Ierusalim sau Israel sau țara unde curge lapte și miere sau simbolul altruismului. În totală opunere sau opoziție cu egoismul, Egiptul, țara egoismului sau Babilonul. Și tot acest drum. Și tot acest drum inițiatic. Noi găsim lucrurile astea și nimeni nu ne explică în cheia asta. Tineții fără bătrâneți și viața fără de moarte. Ce viața fără de moarte și tineața fără bătrânețe? De ce făt frumos intră în fântână și iese din fântână? De ce iese altfel? De ce că dă calul lui jăratic? Și este o înțelepciune a tuturor poveștilor, epopeea lui Gilgamesh. Sunt în fiecare cultură încriptate, în Mahabharata, Ramayana, tot ce înseamnă filozofia hindusă. Sunt astfel de texte care ele toate, jihadul interior, lupta ta cu tine, nu cu să omori alții necredincioși, cum înțeleg ei fizic lucrurile, să-i omoare pe alții, în loc să crucificarea a ta, ego-ului tău, nașterea și moartea și învierea ta, la un alt nivel. Dar trebuie cineva să ne explice un pic, să citim o carte, după care, uite, asta vreau să spună mai adânc textul. Înțeleg. Și atunci, vedem cu alți ochi. Și la fel cum vedem textul cu alți ochi, începem să vedem realitatea cu alți ochi. Uite un conflict aici. Uite că, ai ce senzații de respingere în față de persoana asta. Și tu zici, opa, să trezești un beculeț, trebuie să-l iubesc. Hai să încerc să-l iubesc. Hai să mă joc cu mine puțin. Să mă obiectivez față de ura și respingerea care o am. Și atunci ne reconstruim, devenim oameni, de fapt. Nu mai suntem animale care se sfâșie una pe alta, se mănâncă una pe alta în ego-ul lor și în nebuniile lor. Ce este o grădină? Sunt calitățile omului care sunt folosite corect. Îți vor oferi ocazia de a dobândi lumea spirituală. Aceasta se numește grădină, calitățile omului. Ce înseamnă pomul vieții? Pomul vieții este partea superioară a sufletului tău, calitatea dăruirii care te atrage. Calitatea cea mai profundă, care este mai aproape de Creator, și de aceea este spus că se găsește în mijlocul grădinii, în mijlocul tuturor calităților tale. Ce este pomul cunoașterii binelui și răului? Este partea inferioară a sufletului tău, calitatea de a primi. Deci noi avem în noi două mari calități, care trebuie să le stabilizăm, cum am zis, linie dreaptă, linie strângă, dăruire și primire. Pomul vieții, dintre care ce se spune? Poți mânca din toți copacii, din pomul vieții, mănâncă din el. Pomul vieții este simbolul dăruirii sau calității noastre de dăruire sau de Adam sau masculin. În limbaj cabalistic, Galgalta Vienaem, pentru cei care studiază cabala mai adânc, vasele de dăruire în care noi putem lucra. Cu alte cuvinte, dăruire pentru dăruire. E perfect.
Dar ce înseamnă pomul cunoașterii binelui și răului, din care spune să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca, vei muri. Este partea de Ahab, în limbaj cabalistic, al studiul celor 10 sefirot, sau partea de voință de a primi, sau Eva, sau dorințele de a primi mari din om, cu care omul nu poate lucra. Adam crede că poate lucra, mănâncă din pom, bineînțeles Eva îi dă, deci partea din Adam de dorințe maxime. Gândiți-vă în felul următor. Să dau un exemplu mai concret. Eu pot să lucrez cu, nu știu, să spunem cu, ce exemplu? Hai să dau un exemplu mai clar. Dacă vine acum cineva și îmi pune 10.000 de euro pe masă și zice, ia ăștia 10.000 de euro și du-te dezbrăcat pe stradă timp de o oră. O să stau să zic, băi, totuși mă duc dezbrăcat o oră pe stradă, râde lumea de mine, ok, câștig 10.000 de euro. Dacă vine omul și zice, îți dau 100.000 de euro, du-te dezbrăcat. Păi nu mai stau nicio secundă și m-am dus dezbrăcat pe stradă. O oră. Da? Deci poți să lucrezi sau nu poți să lucrezi cu respectiva tentație. Când pot să lucrez cu respectiva tentație, adică pot să mă opun, zic, băi, nu vreau 10.000 de euro, că e mai importantă rușinea mea care trebuie să fie intactă. Atunci pot să lucrez. Altfel spus, pot să mănânc din pomul vieții. Adică să iei dăruire acolo. Am putut rezista tentației. Când nu pot rezista tentației și iau nu ca să dăruiesc, ci iau ca să primesc, iau pentru mine egoist, nu pot rezista tentației și e prea mare tentația, înseamnă a mânca din pomul cunoașterii binei și al răului. Pentru că, ce înseamnă? Deja ai revelația răului în tine când îți dai seama că nu poți să reziști. Nu poți lucra de la nivel uman. Intri în animal. Intri în animal în tine, în dorințe animalice. Nu poți să faci față. Și atunci asta înseamnă a mânca din pomul cunoașterii binei și răului, ce înseamnă cădere. Creatorul știa. De-aia e creator. El expert l-a pus acolo ca să mănânce. Știa că va mânca. Adam nu știa că va mânca și va cădea. Adam chiar credea că va putea să pună lumină în dorințele respective egoiste. Nu știu, sună abstract, da? Nu știu cum să zic mai clar. Dar e partea în care noi credem că putem lucra cu ea, dar se creează spargerea. Și de la acel nivel Adam pică la nivelul lumii noastre în ego imens. Și îi se ascunde în totalitate dăruirea și senzația Creatorului. Și noi în lumea noastră credem în Dumnezeu. Îi facem slujbe. Dăm cu tămâie, pupăm icoane, îi dăm un chip, dar nu avem senzația lui Dumnezeu. Am senzația lui Alina, Ciprian, Lauraș, Ghiță. Nu văd pe Creator, nu-l simt. Adică eu pot să zic că îl simt pe Creator și l-am visat și ce bine e, dar nu-mi dau seama că e doar o chestie psihologică. Mulți cred în ea 100%, e bine, sunt pe acel nivel, nu trebuie să îl iei acel nivel, nu trebuie să-l duci, numai dacă el cere. Domnule, zice, poate să zic că nu mai ajunge așa ceva, vreau să simt, vreau să-l simt pe Dumnezeu, la fel cum văd că am o cameră de filmat în față și un laptop. Vreau să-l văd ca și cum îl văd pe Tibor, vreau să-l văd pe Dumnezeu. Deci vreau să-l gust, să fiu eu pe scaunul lui, pe statusul lui. Nu vreau să cred în el, nu vreau să-i spun rugăciuni, nu vreau să-i fac lucruri externe, vreau să îl pun în pielea mea. Și atunci e această revelație a dorinței maxime pe care vrem să o avem, numită dorință de spiritualitate. Așa. Foarte multe texte frumoase aici care le-am selectat. Manifestarea unei calități egoiste în Adam, pe care n-a simțit-o niciodată înainte, constituie nașterea unei femei în forma suplimentară exterioară numită Eva. Adam și Eva sunt aceeași carne prin faptul că ei alcătuiesc împreună o combinație care are dreptul să existe în mod independent. De fapt, Adam, înainte să o cunoască pe Eva sau să cunoască partea de Eva din el, Adam era robotul Creatorului, era îngerul Creatorului, era pe pilot automat, era dăruire pentru dăruire, era flower power, era așa. Dar când și-a conștientizat răul din el, răul, nu-i corect spus rău, că noi când spunem rău, ne gândim la ceva rău, nu știu cum să zic. Dorința de a primi nu e un lucru rău. Cum o folosim? O folosim dorința de a primi
pentru a satisface pe alții sau a ne satisface exclusiv pe noi. Dacă ne satisfacem exclusiv pe noi, înseamnă rău și moarte și cădere. Dacă folosim dorința de a primi pentru a satisface pe ceilalți, se numește viață, se numește dăruire, se numește creator. Deci, când revelează dorința asta de a primi, care nu era conștient, Adam se trezește, de fapt. Și își dă seama că este diferit de creator, care este doar dorință de a dărui. Și el își dă seama că este dorință de a primi. Se trezește. Și noi trebuie să trecem prin procesul ăsta să ne trezim. Și femeia are grijă, în lumea noastră fizică și materială, are grijă să-l trezească pe bărbat. Se spună, vreau aia, vreau aia, vreau aia, vreau aia, vreau aia. Și bărbatul, el s-a liniștit să stea în fața calculatorului, să joace, să bea o bere cu băieții. Dar femeia nu mai e mulțumită de apartament, vrea casă, vrea mașină nouă, vrea mobilă nouă, vrea o rochie nouă, vrea aia, vrea aia, vrea. Și bărbatul e scos din el, din minți, bineînțeles, din tot ceea ce simte el confort și e obligat să dăruiască. Pa mai mult, femeia îi face și un copil, al doilea, al treilea și trebuie să producă mai mult bărbatul. Deci și la nivel fiziologic și strict material, așa e creată lumea asta. Ca femeia să-l scoată pe bărbat să evolueze. De aceea, cel mai multe femei au dorința de spiritualitate. Acum noi suntem într-un caz fericit aici și avem mai mulți bărbați. Dar de obicei, femeile au dorința asta de a evolua mai mult. Că ele sunt voința de a primi mai mare. Egoismul mai mare, altfel spus. Dar nu e un lucru rău, e un lucru bun. Că fără egoismul ăsta, bărbatul ar rămâne în epoca de piatră, în continuare. Ar rămâne sclavul creatorului, ar rămâne așa, știi, la nivel inanimat. La nivel mineral ar rămâne. Nu s-ar dezvolta ca nivel de om. Așa. Bun. Puș, 46. Așa, hai să mai sărim niște pagini. Mai vă recomand să parcurgeți toată cartea, să o savurați toată cartea, să puneți întrebări. Să-mi trimiteți întrebări pe WhatsApp sau pe SMS. Am citit asta. Ce înseamnă asta de fapt? Hai să discutăm despre asta. Să vină și feedback din partea voastră, dar oricum o să facem la ora 9 până la 9 și un sfert, 15 minute, facem un atelier să ne schimbăm niște impresii între noi. Șarpele, da? Și aici cu șarpele este foarte interesant. Cu alte cuvinte, șarpele din interiorul nostru insistă că este singura modalitate de a realiza cu adevărat un act de dăruire către creator. Când spune șarpele că trebuie să mănânci din fructul pomului cunoașterii bine și răului, de ce cunoașterea binelui și a răului? Pentru că înainte să muști din acel pom, nu știai rău din tine, voința de a primi. Deci nu ți era clar în tine că există două forțe în tine, dăruire și primire. Ți era clar numai că vrei dăruire și doar creatorul și doar lumină și armonie. Nu ți era revelat întunericul, nu e revelat întunericul și proprietatea de a primi, egoismul. Și neavând partea asta revelată în tine, nu ai cum să cunoști creatorul. Pe creatorul cunoști când acoperi egoismul cu conexiune, cu dăruire. Dragostea și iubirea adevărată, spirituală, se construiește tot timpul deasupra urii și spargerii. Nici acest lucru nu place urechilor și egoismului, că noi avem impresia că iubirea este așa, o chestie, hai și iubim și iubim și niciodată nu ne mai certăm și niciodată nu mai simțim nimic rău. Exact invers este. O iubire cât mai profundă presupune o forță de atracție cât mai profundă, presupune o forță de respingere cât mai profundă. Și noi trebuie să învățăm că așa funcționează viața. Și viața ne duce în conflicte și crize din ce în ce mai mari ca să putem atinge și mai mare conexiune și mai multă dăruire și lumină. Și dacă înțelegem mecanismul ăsta, nu ne mai speriem de crize, nu ne mai speriem de certuri, nu ne mai speriem de întunericul care vine peste noi. Și tot timpul lucrăm cu el. Chiar din contră, noi tot timpul trebuie să luăm logica acestei lumi și să o inversăm. Asta e logica cabalei. Ne bucurăm când vine întuneric. Spunem, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Îmi dă întuneric ca să pot să construiesc lumina. Ce bun este. Ce bun este că mă pedepsește. Ce bun este că m-a dat coronavirusul. Ce bun este că m-a luat, nu știu, cu tare și cu tare lucru. Și îmi dă oportunitatea să-L iubesc în ciuda faptului că eu îl urăsc. Aici se construiește adevărata dragoste. Și noi trebuie să învățăm asta. Nu ne învață nimeni pentru că noi suntem drogați între ghilimele, cu filmele hollywoodiene, cu happy end și cu au trit fregiți pe adânci bătrâneți și totul e bine și frumos. Când viața, vedem pe pielea noastră că nu e așa ca în film. Bine, acum să fac și alte filme, mă rog, mai dramatice, dar multe am fost drogați cu happy end-ul hollywoodian.
Deci șarpele trebuie să existe și există în noi și ne revelează exact ce trebuie să reveleze și face o treabă bună și nu există satan și demon și toate minunățile astea, e tot creatorul, mai spatele creatorului sau mâna stângă a creatorului, care ne binecuvântează de fapt cu Nuiaua și cu Zăhărelul, da? Pupăm Nuiaua, pupăm toiagul creatorului cu care mai primim bătăița. Așa. Cain și Abel. Acesta este începutul coborârii, când deja se multiplică dorința de a primi și se nasc fii. Începutul coborârii. Vedem cum o mare dorință egoistă, pe care omul nu putea să o domine la început, se împarte în fragmente. Se împarte atât de mult că avem 8 miliarde de fragmente a voinței de a primi, a egoismului inițial al lui Adam. Adam s-a spart în 8 miliarde de bucățele ca să ne fie mai ușor să lucrăm cu ele. E o greutate mai mică pe spinarea noastră. Că au așa 8 miliarde greutate aia, o piesă din ego inițial, dar noi trebuie să înghițim toată lumea în noi, pe toți cei 8 miliarde, să lucrăm cu piesa noastră numită Daniel Meze din toți cei 8 miliarde de oameni, să îi justificăm și să corectăm. Există o spărătură prin care scânteile intră în lumea noastră și primesc îmbrăcăminte egoistă, corpurile, vom repeta acest lucru, noi vom reveni în lumea asta până nu corectăm egoismul, deci reîncarnarea. Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva. Aceasta înseamnă că dorințele altruiste și egoiste s-au contopit în om. Asta e rezultatul spargerii. Că cele două dorințe, cele două tipuri de vase, dăruire și primire, se mixează în om. Și se nasc două dorințe, Cain și Abel. Una din ele, Abel, este atrasă spre dăruire, către Creator. Dorința numită Abel este numită linie dreaptă. Linie dreaptă este dorința altruistă, o aspirație către Creator, fără urmă de egoism. Dorința numită Cain este linia stângă. Este exact opusul, dorința egoistă, cu o tendință de a folosi legătura cu Creatorul pentru propria îndeplinire. A folosi Creatorul egoist pentru tine. A folosi înțelepciunea pentru tine și nu pentru ceilalți. A o ține pentru tine și se spune că înțelepciunea cabale sau Tora este porțiunea morții sau a vieții. Deci putem lua înțelepciunea asta și să ne bunim în sensul în care o folosim strict pentru noi și pentru dorințele noastre egoiste și atunci devine porțiunea morții, devine o travă. Sau învățăm că trebuie să o dăm mai departe și să o împărtășim cu alții și să o exersăm cu alții și atunci devine porțiunea vieții. Unii care nu o înțeleg în autenticitatea ei și vor să o manipuleze și să creeze tot felul de secte, să creeze tot felul de guru și tot felul de nebunii de genul acesta în care se exploateze lumea, să se hrănească cu sufletele oamenilor și cum să spun altfel mai plastic, pentru ei devine porțiunea morții, devine o travă pentru ei și fac exact opusul. Și de ce Cain îl omoară pe Abel? Este linia stângă care ia domină linia dreaptă. Asta se întâmplă în viața noastră de zi cu zi. Cain îl omoară pe Abel în fiecare zi. În măsura în care noi nu ne urmăm dorințele altruiste, nu ne urmăm dorințele de spiritualitate și ne urmăm strict dorințele materialiste, egoiste, numite Cain, noi îl ucidem pe Abel în fiecare zi. Sau ne ucidem pe noi, ne ucidem linia dreaptă. De aceea, altă metaforă foarte interesantă este cu Avram și Isaac. Avram este considerat linie dreaptă, Isaac, fiul lui, este considerat linie stângă. Și Creatorul ce îi spune? Leagă-l pe Isaac și sacrifică-mi-l. Adică ia-ți linia stângă egoismul și sacrifică-ți egoismul. Și fizic, povestirea ce ne spune? Că îl leagă Avram pe Isaac și vrea să-l jertfească. Și înainte să-l ucidă, Creatorul intervine și spune, nu-l ucide, ia berbecul respectiv din tufă, ucide-l pe el. Care e înțelesul adânc? Înțelesul este că noi tot timpul trebuie să ne legăm linia stângă, egoismul, dar să nu o ucidem, de să nu ștergem linia stângă, că avem nevoie de primire, de să o controlăm. Că noi tot timpul suntem în primire, deci trebuie să să o jerfim, să o legăm, să o prindem, să o controlăm, dar nu să o ucidem. În sensul în care după ce învățăm să lucrăm cu dăruirea, deci ne stăpânim linia stângă, o legăm, construim linia dreaptă, Avram, dăruire, după care o să mergem la Eva, la nivelul de a lucra cu dorințele de primire, cu linie de stângă. Și nu o ucide, nu trebuie ucis egoismul, trebuie lucrat cu el. Dar ca să poți lucra, prima dată îl ții, ca un cal nărăvaș. Nu poți să ari pământul cu carul nărăvaș, că îți dă cu copita, te aruncă din șa, răstoarnă plugul. Prima dată îl dresezi, îl mai cu biciu, mai așa, îl legi, îl faci, după care și ari cu el, după ce l-ai domesticit. La fel cu linia stângă. Și asta e simbolul, Cain și Abel. Și ele se vor repeta cu
Esau și Iacob, cum e fură, e fură. Bine, bine zic Esau și Iacob, nu? Corectați-vă dacă nu zic bine. Isaac l-a avut pe Esau și pe Iacob. Și Iacob, corect, corect. Da. Esau și Iacob, corect. Da, și îi fură binecuvântul. Esau, primul născut, ca și Cain, este la fel linie stângă. Al doilea născut este linia dreaptă. Asta e și în raportul dintre noi. Teo spune asta și am reținut de la el foarte bine. Tot timpul, primul gând care îți vine e gândul egoist. E cum poți să profiți? Cum poți să te cerți? Cum poți să zici, bapa mătii? Te-a înjurat? Cum să-l înjuri și tu? E primul instinct animalic. E primul născut. E Cain. Sau e Esau. Al doilea născut e rațiunea de dăruire. E calculul. E omul din tine. Nu animalul. Care spune, ok, nu-l înjur și eu înapoi, ci întorc obrazul. Dar nu fizic să întoarcem obrazul să luăm bătaie. Nu în sensul ăsta. Ci întorc obrazul, acopăr cu dragoste primul instinct animalic de bapea mătii. Primul instinct animalic de egoist. Îl acopăr cu rațiune sau cu credință deasupra rațiunii. Sunt o serie de metafore. Sau lumina directă o acopăr cu lumină reflectată. Ori așa, cu ori hozer. Și atunci am lumina interioară. Înțeleg ce se întâmplă și mă creez la un alt nivel. Și același mecanism. Ce, cartea e extraordinară. Și dacă, bineînțeles, la un moment dat citim la un nivel, după care intrăm mai adânc, vă recomand să citiți și să subliniați, faceți-vă semne unde v-a plăcut mai mult, recitiți textele care v-au plăcut mai mult și intrați în acest mecanism de a vedea lucrurile prin text. După care vine cu Noe și potopul, cu arca lui Noe. Noe e stadiul următor de grad care trebuie să îl atingem. Dacă Adam e singur, Noe deja își face un grup, o arcă, își face un mecanism prin care se apără de ploi și de potop, de probleme. Adică când vin toate problemele peste noi, știu că Teo cu Ghiță și cu încă 7-8 prieteni ne vedem în fiecare miercuri de la ora 9 seara la ora 10 jumate și stăm o oră jumate și vorbim despre dăruire, despre cabala, despre iubire, despre scopul vieții, care ar fi spiritualitatea și orice probleme ai în viața materială, orice parcă se spală, parcă intri în altă lume. Asta e arca care noi o construim în grupul de cabala, în grupul de 10. Ca și cum ai un refugiu, ai o plasă de siguranță și ca și cum orice s-ar întâmpla, tu știi sigur că ai un grup și niște oameni care tot timpul îți vor aminti toate problemele care le-ai vinde la Creator, totul înspre binele tău, tot în linie stângă și linie dreaptă și trebuie să o construiești pe cea de mijloc, tot e primire și tăruire și trebuie să lucrezi cu acestea. Nu stai în iluzie că ăla devină sau celălalt devină, Creatorul devină, el lucrează cu tine și ți-ar duc aminte, săptămână de săptămână. Și atunci ai această arcă a lui Noe care te protejează de orice. Te protejează de... Asta trebuie să învățăm să o construim între noi. Asta înseamnă. Și noi ne punem toate dorințele în arcă, le sortăm, lucrăm cu ele. Și asta ne învață cum să... Aici, cum să navigăm în tot ce înseamnă viață. După care, cartea, acum trec așa, dau niște chei. Babilon, e tot ce înseamnă metafora Babilonului și regele Babilonului Nimrod, care este în opus cu Avram. Avram este următoarea etapă, deci este Adam, Noe, Avram. Acum și între ei sunt Enoch și sunt trecute generații, deci fiecare generație și noi trebuie să trecem prin toate stările astea. Când suntem Adam, ne trezim, începem să ne trezim, să vedem dorințe de primire și dorințe de dăruire. După care suntem la nivel de Noe, ne facem un grup, o arcă. După care suntem la nivel de Avram, când cu mai mulți oameni ieșim dintr-o robie, dintr-un grad de robie. Deja revelăm ceea ce înseamnă ego-ul numit Babilon și ieșim din el. Bineînțeles, vom intra în alt ego, mai mare, Egiptul, cu care avem nevoie de o altă forță mai mare. Avram trebuie să se transforme în Moise, care e o forță și mai mare, care scoate mai multe dorințe din robie, un popor întreg. Avram a scos un grup de oameni pe care i-a numit Yeshar El sau Israel. Moise scoate un grup mai mare, nu un grup, de care un popor și îl face și îl duce prin deșert și tot poporul ăla sunt dorințele mele care eu trebuie să lucrez. Am lucrat cu o dorință singură numită Adam, am lucrat cu un grup de dorințe numit Avram, care am scos din Babilon, am lucrat cu un popor întreg în mine numit Israel la nivel de Moise. După care ne numim Ari sau Bala Sulam sau Yehuda Ashlag și lucrăm cu o întreagă umanitate care trebuie să o corectăm în interiorul nostru. Am corectat un om, Adam, am corectat
un grup numit Avram, al lui Avram, a conectat un popor Israel numit al lui Moise, suntem la nivelul secolului 20, când trebuie să conectăm o întreagă lume în noi, 8 miliarde de oameni. Și sperăm să fim noi, generația asta care va face. E nouă, fix, mă opresc aici cu tot ce înseamnă comentarii din carte și hai să încercăm un mic atelier. Să vedem cât suntem. Suntem 12. Frumos. Și eu, de exemplu, îl rugăm pe cine să rugăm, să ne explice puțin ce înseamnă atelierul. Elena, ne spui tu câteva cuvinte ce înseamnă atelierul și cum ar trebui să ne raportăm în atelier, cum să răspundem la întrebări, sau Ghiță dacă vrea, sau și Elena și Ghiță, ca să avem și un bărbat și o femeie. Atelierului trebuie să respectăm câteva reguli. Nimeni nu este mai important decât celălalt, toți suntem egali. Nu trebuie să ne contrazicem, doar trebuie să adăugăm. Fiecare vorbește când îi vine rândul, un minut, două. Am spus că doar adăugăm, nu contrazicem, nu întrerupem pe ceilalți în timp ce vorbesc. O să simțim în timpul acestui atelier că de multe ori nu ne place ce spune celălalt prieten, dar trebuie, tocmai aici este munca noastră, că trebuie să ne ridicăm deasupra acestor stări care apar în interiorul nostru și să ascultăm cu dragoste pe fiecare, ca și cum noi am vorbit și nu ceilalți. Deci trebuie să ne includem în ceilalți. Asta este o muncă pe care trebuie să o facem în timpul unui atelier. Mai adaug cine mai adaugă? Domnul Ghiță. Nu te auzim. Vă deschideți microfonul. Deci să nu vorbim despre noi, să continuăm ideile antevorbitorului nostru prin completare, așa cum a spus și doamna Elena. Și cam atât. E complet după părerea mea. Cum a fost prezentat. Bun, și întrebarea ar fi, ce sunt aceste secrete ale Bibliei de care vorbim noi în cursul nostru? Ce simțim noi că sunt aceste secrete ale Bibliei și ce ne face pe noi să vrem să le studiem, aceste secrete ale Bibliei? Și aș începe cu doamna Alina Iolu. Și după ce fiecare... Și vorbiți din inimă. Nu vă gândiți că trebuie să vorbiți corect sau... pretențios, vorbiți din inimă cum vine, 2 minute și la finalul, după ce ați vorbit, dați cuvântul altui prieten care să continue. Îl numiți. Pentru mine, secretele Bibliei înseamnă un punct de plecare în a mă cunoaște în dezvoltarea mea personală, pentru că încerc de foarte multă vreme să am un reper la care să să-mi vezi viața, să înțeleg mai mult. Și atunci am ajuns aici, la Biblie, în a-i descifra misterele. Cam asta ar fi. Cred că, nu știu, e cartea cea mai ascunsă înțelegerii noastre, deși este la îndemâna tuturor, dar este foarte modificată și ascunsă înțelegerii. De aceea eu am zis că aici, în dezvoltarea mea, cam de aici ar trebui să încep. Multe degrinări în alte domenii. Numiți pe cineva să vă preia. Sorina Moscovi. Da. M-am obișnuit greu să cred că asta este o poveste de fapt despre mine. Nu poveste, este descrierea la ceea ce s-a întâmplat cu mine de când am fost creată și ce se va întâmpla cu mine până când ajung la corecția finală. Este și curiozitate și teamă în același timp, pentru că
îmi doresc evoluția și așa și cum spune Rabinu, că de fapt trebuie să realizăm asta, că altfel ne vom fi împinși de la spate și va fi mai rău. Toată evoluția noastră este din tensiuni. Și copiii la școală, dacă nu îi tensionez puțin, nu îi împinși de la spate să învețe, de fapt nu fac nimic, o să vină doar să te distreze, vin pentru pauze și pentru prietenilor și atâta tot. Și este și teamă în același timp că am înțeles că drumul nu e așa de ușor și sunt căderi psihice, să zic așa. Așa am înțeles eu, sau emoționale. Și eu știu că atunci când am mai avut și eu haladot, nu multe, dar am avut. Dar este ceva groaznic, e mai groaznic decât o durere fizică. Pentru că este amestecată cu frică, de fapt. Deci îmi este teamă, nu știu cum o să ajung, unde o să ajung. Dar fiind în grup, este susținerea noastră, grupului. Și cam atât. Îmi doresc să ajungem cât mai repede la Dumaraticul. Mulțumesc. Pe cine să numesc? Pe Iulia. Da, greu de spus, pentru că cu cât lucrezi mai mult, îți dai seama că ego-ul crește și de unde credeam că sunt un om altruist și bun și înțelegător. Când nu judec pe nimeni, acum începe să iasă rău din mine și judec și ego-ul crește și de-aia este mare lucru că avem atâtea materiale să putem studia, să putem fi împreună. Drumul este foarte, foarte greu, dar eu pentru mine nu vreau nici popă la moarte, dar așa pentru întreaga umanitate mă gândesc că noi putem împreună să schimbăm lumea. Mulțumesc! Numiți pe cineva, pasați! Teodor. Teo nu cred că e cu noi, doar în spirit e cu noi, fizic nu cred că e cu noi. Domnul Ghiță, preluați dumneavoastră. Biblia este o carte sfântă. Secretele Bibliei înseamnă că va trebui să înțelegem limbajul folosit în această carte sfântă, așa cum ne-a prezentat și Daniel și în această lecție, după care să pătrundem mai adânc înțelesul cuvintelor, până să ajungem acolo încât, de fapt, să o putem citi simplu. Deci să mergem cumva invers, va trebui să-i descoperi secretele, iar după aceea să o pot citi simplu, asta însemnând că înțeleg în profunzime și în simplitate forța prin care această carte sfântă acționează asupra mea ca și persoană și îmi dă practic toate cheile prin care eu pot să mă dezvolt și să construiesc în mine calitatea de om. Și dau cuvântul Elenei Galupa. Știm că reprezintă instrucțiunile pe care noi le-am primit de la Creator, care să ne ajute în avansarea noastră spirituală. Dar Tora are patru niveluri de înțelegere. Primul nivel este cel pe care îl percepem la prima citire,
este o narațiune, o poveste, o istorie, o narațiune. Iar nivelul al patrulea este tocmai această explicație din punct de vedere cabalistic. Dacă noi nu avem această explicație a celor care au trăit ceea ce scrie acolo, noi nu am putea evolua sau ne-ar trebui foarte mult timp să ajungem de unii singuri la această înțelegere. Și atunci putem să spunem că suntem norocoși pentru că cei dinaintea noastră, cabaliștii dinaintea noastră, ne-au explicat aceste secrete sau acest nivel profund de înțelegere al Torei, iar nouă nu ne rămâne decât să ne-l însușim, mai ales că avem și norocul să-l avem pe Rav, care ne dă toate explicațiile, să ne însușim aceste secrete, astfel încât drumul nostru spre avansare să fie mult mai ușor. A trebuit să fim o generație de oameni fericiți, pentru că am ajuns să intrăm în posesia acestor materiale atât de speciale a cabaliștilor și nu numai că am ajuns în posesia lor, dar avem și profesorul care să ne explice și să ne ajute să mergem pe acest drum împreună. Mulțumesc! Cine n-a mai vorbit? Domnul Tibor. Da, bună seara! Am început să particip la acest curs, fiindcă am studiat Biblia din punct de vedere creștin și mă interesează și în alt punct de vedere al cabaliștilor. Am auzit de cabala, am mai participat la niște lecții și sunt curios să vedem din nou altă pristă. Ce se întâmplă? Ce sunt cuvintele acelea pe care eu nu prea l-am înțeles și am găsit multe lacune, multe probleme care nu pe mine mă deranjau. Și am zis, hai să văd acum ce se întâmplă aici, ce ne explică Daniel. Și sunt curios mai departe să vedem. Așa. Cam atât am gândit. Dați cuvântul la un alt prieten. Bogdan? Da, fetele Bibliei. Păi orice informație pe care avem și nu o putem aplica, nu arată adevărata ei valoare. Ce necesar să avem cheile pe care putem înțelege la adevărata ei esență. Ca și cum am vrea să intrăm într-o casă, dar avem chiar și aceste secrete. Și voi citea cuvântul lui Cipria. Bună seara! În primul rând vreau să spun că eu sunt un începător în a studia Kabbalah, secretele Bibliei, cum v-a zis și celălalt prieten Tibor, am citit Biblia creștină. Am găsit acolo un paragraf, crede și nu cerceta, și asta m-a ambiționat și a zis, nu cred, eu o să cercetez, nu pot să accept această situație. Am intrat în cursul acesta de Kabbalah, foarte frumos, te felicit, Daniel, și ușor, ușor înțeleg și sper să descoper și secretele Torei, a Kabbalei și tot ce trebuie să învățăm și să ne îndrepte spre un drum mai bun, spre o iluminare. Că asta dorim tot, să fim puțin mai înțelepți ca cealaltă parte socială în care trăim. Am zis, dau cuvântul, da, să văd acum, Luiza. Vă mulțumesc. Bună, am intrat cu întârziere. Care e întrebarea? Despre secretele Bibliei, cartea Secretele Bibliei lui Semion Vinocur. Ce sunt aceste secretele Bibliei și cum le percepem noi? Păi, Biblia este, de fapt, un ghid al corectării legăturii dintre noi.
astfel încât să putem veni la o echivalență de formă cu Creatorul, care este dăruire și iubire absolută, pe care noi putem dezvălui între noi, numai când ne ridicăm deasupra diferențelor și îl invităm în legătura noastră. Lauraș? Bună seara tuturor! Eu consider că Secretele Bibliei este de fapt o metaforă. Practic nimic nu ne este ascuns, secretul este în noi, din natura noastră. Scuze, tehnica. Tot ce învățăm din Cabala este de fapt noi să scriem numele Creatorului în noi, să devenim din creatură creatori, din primitori dăruitori și până la urmă consider că nu putem cumpăra cu absolut nimic această stare interioară. Trebuie să simțim natura noastră umană și internă și să devenim creatori, să fim una cu Creator. Vă mulțumesc! Am rămas Ada. Da, eu invit pe Ada. Da, bună seara! În primul rând, vă mulțumesc pentru cuvânt. Sunt destul de nou în cursul ăsta, e prima lecție. Dar pentru mine, Secretele Bibliei ar putea fi... La modul de când eram eu mică, am fost foarte interesată de religie. Aveam o bunică care mă ducea în fiecare duminică și de mic copil am început să fiu foarte curioasă de religie și de ce avem nevoie de ea. Și atunci am început să studiez Biblia, am făcut rost și de o Evanghelie, am citit după aia și Coranul și cam pe orice am reușit să îmi pun mâinile. Și pe lângă faptul că am descoperit că majoritatea religiilor spun același lucru, doar îmbrăcat diferit, mi-am dat seama că multe din problemele lumii din zilele astăzi, de astăzi, sunt legate de faptul că sunt interpretate cuvintele din scripturi foarte ad litera. Și atunci sunt bucuroasă să găsesc pe cineva și mai multe informații despre de fapt ce vor să însemne și ce a vrut să spună acolo. Mulțumesc! Super! Mulțumesc tuturor! O să repetăm acest atelier cu fiecare lecție. Și, nu știu, ca să strângem puțin corecțiunea între noi, poate n-ar fi o idee rea să facem un grup de WhatsApp. Și acum, nu știu, eu prea mă pricep la lucrurile astea de organizare, poate ne ajută puțin Elena să colectăm numere de telefon, să facem un grup de WhatsApp cu Secretele Bibliei și să mai ne schimbăm impresii și de-a lungul săptămânii, să nu treacă o săptămână și să nu vorbim, nu știu, pozăm o pagină din cartea Secretele Bibliei sau ceva ce ne-a plăcut sau un gând. Dacă considerați că o idee bună, scrieți-vă numărul de telefon eventual în chat și cineva să le colecteze și să poate doamna Elena ne ajută și facem un grup de WhatsApp. Am scris numărul meu și să-mi trimită cine vrea să fie în grup, să-mi trimită un mesaj. E mai ușor așa. Super. Și atunci formez grupul. Super. Dar las numărul meu, de 0745-389373. Și sunt în lecția numărul 3, până la lecția numărul 10, mai puteți invita prieteni dacă aveți care și-ar fi interesați pentru acest curs, să lărgim grupul. Dacă două lecții le găsim, Daniel, sunt oricum, dacă le încarcă Teo, vor fi, oricum, eu le filmez și pe cameră și le avem. Pentru prietenii care nu le-au văzut, da. Sunt filmate, doar că Teo trebuie să le urce. Ok, atunci să rugăm în acest grup de WhatsApp să ne trimită și lecțiile. Bun, perfect. Mulțumesc mult! Ne vedem săptămâna viitoare. Mulțumesc mult!